Astăzi o să vorbim despre Thailanda. Așa. Am ajuns în Surathani, în orașul Surathani. Și am căutat un autobuz sau, mă rog, un mijloc de transport să ajungem aproape de Parcul Național Khaosok, cel mai apropiat sătuc era Ban Thakun, țin minte. Am întrebat acolo în autogară bus Ban Thakun și au sărit niște copii pe noi, haideți că știm noi un preț bun. Ne ducem la agenția respectivă și tipul de acolo ne-a zis prețul dublu față de ce ne zisese copiii. Am încercat să negociem, tipul nu vroia să lase de la el, așa că am plecat, era și foame, am plecat să ne luăm ceva de mâncare, să explorăm puțin orașul. Și ne-am tot gândit, am dat cereri pe Couchsurfing, nu ne-a răspuns nimeni din Surathani. Și am zis, bă, hai, până la urmă trebuie să luăm autobuz, să mergem spre Parcul Național, că acolo găsim mai ușor locuri de campat, de pus cortul. Ne-am întors la tipul respectiv și ne-a rugat din nou de el, am încercat să negociem și până la urmă s-a uitat la noi și a zis, bine, hai, 300 împreună, 300 de bați, ceea ce înseamnă $10. Am luat un microbuzul respectiv pe 170 de kilometri, ceva de genul, și am ajuns destul de târziu în Ban Thakun, era întuneric. Nu vorbea nimeni engleză, am vorbit cu femeie să luăm ceva de mâncare, am mâncat un porumb dulce, așa, o chestie. Și până la urmă a zis, unde vrei să mergi încolo? Hai că sun eu pe cineva care știe engleză. Da, a sunat, era singurul tip din satul respectiv care vorbea engleză și era sunat tot timpul când apărea un turist rătăcit pe acolo. A venit omul transpirat așa, era la basket. Da, ziceți, cu ce vă pot ajuta? Păi, domnule, vrem să ajungem și noi la Khaosok National Park. Da, erau cam 15 km până la marginea lacului unde voiam noi să ajungem, lângă cabana unor ranger din ăștia. Puteam să ne punem cortul, citisem, găsisem pe o aplicație, pe iOverlander. Și tipul respectiv ne-a întrebat unde vrem să ajungem, ce vrem să facem, unde vrem să dormim. Și am explicat că vrem să punem cortul la 12 km departare în apropierea lacului. El ne-a zis că sub nicio formă nu putem să mai campăm seara la ora aia acolo, lângă lac, și că nu există nicio variantă să ajungem acolo, pentru că nu mai existau seara taxi sau tuk-tuk, ceva să ne ducă până acolo. Și a zis că ne poate ajuta, ne poate duce el undeva, dar cu condiția să găsim un loc unde să ne cazăm. Nici de cum să punem cortul așa iurea. Să nu fie el responsabil dacă ne dă amendă poliția sau ceva. Și da, a găsit o femeie care avea o casă acolo și oferea cazare pentru turiști la $30, ceva genul ăsta, și avea și două căbănuțe cu cort și era vreo 300 de... Pe Booking era $10, cu mic dejun inclus. Tipul s-a oferit să ne ducă el la locul respectiv, dar contra cost, bineînțeles. Ne-a cerut și el vreo $10, ceva genul ăsta. Bineînțeles că fiind 12 km de mers, n-aveai cum să-i faci. Dacă erau 3, 4, 5, era în regulă, dar 12 era și acolo, în sătucul ăla, nu aveai nicio variantă să te cazezi. Și mi-a zis, du-te, bă, de aici, $10, ești nebun la cap, ce $10? Cu $10 am venit autobuz. 175 de kilometri. Și nu mai știu ce a zis omul. Că a zis, bine, ok, hai, îmi plătiți doar motorina, care costă cam $3, să zicem. Da, și a zis, bine. Și ne așteptam să vină omul cu mașina, așteptam mașina, a venit un microbuz. Ne-a zis, n-are cum să fie asta, până ne-a trecut până când zic, trebuie să vină unul cu o baracă de aia de mașină. Vreau de când s-a stat jos, s-a deschis ușa la microbuz, era el, deci avea microbuzul lui, o Toyota de aia, nu știu, ne-a explicat după aia că a dat 50.000 de euro pe aia nouă, dar partea mișto era înăuntru, adică avea omul fotolii de alea, avea, îmi pare rău că n-am filmat, că am fost luat de val și mă uitam ca la Pimp My Ride. Avea omul, a apăsat un buton, s-a făcut cerul de stele, deasupra, trape, nebunii, și a zis că l-a mai costat 10.000 de euro interiorul. Am văzut că tailandezii sunt tari pe interior, am mai văzut dube din astea, dube, people carrier din astea, și tot așa, a rămas cu gura căscată. Când am văzut cu ce mașină a venit, am zis, bă frate, cred că nu o să-i dă numai $3, adică o să ceară omul mai mult, îți dai seama că... să pună mașina asta în funcție. După aia ne-a explicat omul că nu cu asta se ocupă el. El are firmă, mi-a arătat casa lui, nu știu ce. Și a zis că a făcut chestia asta doar așa, pe prietenie. Ajungi la locul respectiv,
femeia a zis că o să ne ia doar 200 de bați, ceea ce înseamnă cam fără, 7 fără dolari. Mic dejun, fără mic dejun. Nu vorbea, bine că a vorbit cu tipul ăsta care ne-a dus, că ea nu vorbea niciun fel de... L-am putut să ne înțelegem cu ea. Ne-am pus curtul, ne-am făcut un duș. Da, a doua zi aveam să aflăm că suntem înconjurați de arbori de cauciuc. Da, ne-am trezit așa într-un cântec de păsărele, a fost foarte frumoasă foarte dimineața frumos, aia. Da. Seara, când era ea la duș, a ieșit un tip din cazarea de acolo, în vila aia, unde avea și o mașină în față, am crezut că omul a venit cu mașină, s-a cazat, dar nu, era un tip din Germania care mergea pe jos și ne cerut ceva de mâncare. Zic, n-avem frate nici noi, zic, ce ești nebun? Zice, eu a trebuit să aștept, n-am mâncat 24 de ore, că am venit în pădure așa de umblat singur așa pe jos, nu știu câți kilometri pe zi, și a zis că n-am mâncat nimic de ieri și așteaptă până la a doua zi la mic dejun. Zic, da. Bă, tu ai mic dejun, zic, ești norocos, tu prinzi ceva, dar noi n-avem mic pentru mâine dimineață și din seara asta. Bună. Mă rog, ne-am împrietenit cu tipul, am mai povestit câte ceva. A doua zi dimineață am plecat pe jos. Da, erau cam 6 km până la lac și am zis, bă, să facem stopul, dar trebuie să ieșim undeva la drumul principal. Da, erau străzi naturale. Am mers pe jos cu rucsaci în spate. Am intrat pe strada aia care ducea la lac și am continuat să mergem pe jos, că am văzut că mașinile trec o dată la un sfert de oră. Am oprit unul cu un jeep, ne-a luat la stop și ne-a dus fix la lac, de unde trebuia să luăm barca. Acolo pusderie mare de oameni, veniți cu autocare, cu rezervări. Am întrebat și noi stânga și dreapta, zic, băi, cât ați plătit? Cât plătise? Sume enorme, nu știu, 100 de dolari, 400 de dolari a plătise unul. Da, și-au luat turul organizate de pe net. De la... și-au plătit o grămadă de bani. Noi eram puțin în dubiu, bă, dacă sunt atât de scumpe tururile, clar că nu ne permitem. Da, era cam 50 de dolari să mergem, să facem excursia asta cu barca. Acolo am întrebat la tarife. Și a zis aia, bă, așteptați și voi mai încolo. Poate mai găsiți oameni cu care să vă combinați. Să împărțiți barca, să iasă mai ieftin. Și bineînțeles, atunci apare tipul ăsta din Germania, apare și el, pe jos a apărut, cu rucsacul. Ne-am revăzut și zice, bă, hai că împărțim barca, mai așteptăm pe cineva. Și am așteptat acolo vreo oră. Până ne-au abordat Nu găseam pe nimeni. Adică nu găseam pe nimeni turiști ca noi, pe cont propriu. Toți erau organizați, toți cu bilete, toți de la hotel, toți cu busul hotelului le aduceau acolo. Și ne-au abordat unii, cum zici tu, cum? Da, ne-au abordat unii că haideți că vă dăm noi o barcă la 2000 de bați. Și totuși era mult pentru noi. Că, cât înseamnă? Cam 70 de dolari însemna. Da. Eu la un moment dat m-am gândit, zic, bă, nu mergem aici, zic, iar scump aici, scump și aici, zic, firar Thailanda să fie. Până la urmă oamenii au văzut că suntem în dubii și au zis, hai bine, vă dăm cu 1700 barca. Și germanul a zis, bine frate, hai că plătesc eu 1000 și plătiți voi 700, că oricum el avea buget de 100 de euro pe zi. Noi aveam 35 și aia, dacă se poate să nu-i cheltuim. A zis că el nu reușește să-i cheltuie mai niciodată și s-a oferit să plătească el mai mult. Bine, la noi ce nu se cheltuie în excursia asta se raportează pentru următoarea, așa că da. Trage de ei cât mai bine, cât mai mult. Bine, se vedea că tipul era un pic fascinat de noi și, mă rog, ne-am împrietenit și... Da, și noi de el, că na, să ai bani, că avea buget, nu știu, 10.000 de euro, 20.000 de euro avea, parcă așa mi-a zis, și decisese să meargă pe jos, adică noi ne dăm acum când mergem cu stopul, că ăla mergea pe jos, în păduri, cu King Cobra, cu astea, să lupta. Și n-avea curt, și că l-am întrebat, avea sac de dormit și avea un adăpost, așa, o prelată din asta. Da. Bine, mare parte zicea că se cazează că, la fel, din motivele cald. Enumerate de noi, era foarte cald, trebuia să-ți faci duș undeva, era cam greu să poți să dormi cel puțin. Dacă dormeai două nopți consecutive la cort, erai terminat. Da, și mi-aduc aminte că lucra la Mercedes, a zis, a strâns bani ăștia vreo 5 ani și acum călătorește exact, face ce îi place în anul ăsta. Da. Așa că am luat barca și mi-am dus pe lac.
că este cel mai frumos loc pe care l-am văzut în Thailanda. Peisajele din jurul lacului sunt uimitoare. Lacul este înconjurat de junglă și culmea că am făcut la fix turul ăsta, pentru că atunci când ne întorceam a început să și plouă și se întunecase, așa nu se mai vedea mare parte din peisaj. Tipul urma să meargă într-un tur organizat prin junglă cu un ghid pe care a plătit cam 100 de euro. De ce vrea să meargă cu un tur organizat? Pentru că barcagiu care ne-a luat în excursia asta pe lac ne-a zis, ne-am vrut să-l dăm jos din barcă la un moment dat acolo și a zis, nu, aici King Cobra, nu-ți King Cobra. E bunie, adică King Cobra e un fel de cobra mai mare care mănâncă cobre. Deci dacă cobra nu era suficient de periculoasă, King Cobra... Și tipul, îți dai seama, când a auzit așa ceva, a zis, bă, frate, mâine mă duc cu un ghid ăsta, mă duc și eu până junglă, nu mă duc de capul meu. Așa, și de acolo am mâncat ceva, am ajuns înapoi de unde am plecat, am mâncat ceva, cât a durat ploaia, și am plecat pe jos, așa, zic, băi, să facem stop înapoi, să ajungem undeva, în următorul oraș. Și... Făcând stop așa, noi vorbeam, eram trei aici, făceam stop, nu aveam nicio șansă să ne ia cineva, a oprit o femeie și a zis, unde mergeți? Știu, am zis suratanii. Hai, paf, ne-a băgat aia în spate, nici nu știam acum, bă, am înțeles aia că noi facem stopul, că nu plătim. Sau face pe taxi pe aici, da, noi, o să ne ceară cine știe ce sumă la sfârșit. Și ne-am asigurat noi pe drum, domne, dar nu plătim nu știu ce, și a zis că nicio problemă. Și ne-a dus la autogară. Femeia era nebună, deci a mers pe toate curbele alea cu viteză. Da, ne-a fost un pic frică pentru viețile noastre. Ne-a dus în stația de autobuz, ne-a lăsat acolo și cum a plecat, a trecut și autobuzul pe lângă ea. Când a văzut chestia asta, a dat cu spatele, ne-a făcut un semn să ne urcăm repede înapoi în mașină. Băi, și ne-am urcat cu rucsaci așa grămadă în spate. Și a dat tipa asta o viteză să depășească autobuzul ăla, că ne credeam că o să facem accident sau ceva, nu mai apucăm autobuzul ăla. Până la urmă l-a depășit, a mai mers cam un kilometru, a oprit pe marginea drumului și s-a aruncat în fața autobuzului să-l oprească să ne ia. Foarte tare tipa. Ne-am urcat, am plătit cam 200 de bați, mai puțin decât l-a dus, și ne-am îndreptat spre Suratani. Deci toată treaba asta cu Kaosok, cu lacul Kaosok, ne-a costat $50 împreună, cu tot cu transportul din Suratani, cu mâncare, cu cazare și cu turul cu barcă. Despre ce s-a întâmplat în continuare, veți afla în episodul următor. Dacă v-a plăcut clipul ăsta, nu uitați să dați un like, să vă abonați la canalul nostru. Dacă nu v-a plăcut... Dacă v-a plăcut... Și eu ce zic? Nu zic nimic? Dacă v-a plăcut clipul ăsta, nu uitați să dați un like. Și abonați-vă la canalul nostru să-l țineți aproape... Așa că nu uitați să vă abonați la canalul nostru și să dați un like dacă v-a plăcut. Dați-ne și un follow pe Instagram să vedeți și poze din călătoriile noastre.